La finele acestei luni, Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași va fi dotat cu două aparate moderne de diagnosticare a tuberculozei. Cu ajutorul aparatului GeneXpert, Expert, tuberculoza va putea fi diagnosticată în doar două ore, iar aparatul LPA va fi folosit la analiza gradului de rezistență a microbului la tratament. Această tehnologie de ultimă oră va înlocui diagnosticarea clasică prin teste de salivă, reducând semnificativ timpul de depistare a bolii. Ca urmare a acestor dotări, investigațiile medicale vor fi mai precise și vor reduce perioada de așteptare pentru pacienți în ceea ce privește aflarea rezultatelor.